Ce pot spune despre Denis? El luptă deja de mult pe ringurile profesionale, eu am avea o luptă, dar eu cred că sunt mai bun ca el și eu cu el am mai luptat la amatori cu vreo 2 ani în urmă și l-am învins. Și acum nu am drept să pierd și voi învinge această luptă cu orice preț. Câștigătorul este Ignatiu Asta cu Apavalaev, eu cred că Aurel a succelege. Cred în Aurel, el e numărul 1. A să fac un knockout. Клубле он бойцы, идем до конца. Львиные сердца противников гнем. В глазах наших горит огонь. Поражению нет, победе готов. Тренировки закипают до седьмого пота. Львы готовы, впереди нас ждет охота. Мы умеем драться, как разъяренные львы. На нас со соперником на лице гематомы. Швы один за всех и все за одного. Если ты готов, то... В первую очередь, я хочу дорец успех с ламандой. Da, Pavlai are mai mare experiență, dar Aurel este gătit la 100% și cred că arăta o luptă frumoasă. Noi mult am lucrat la tactică, că noi pentru nimeni secret că Pavlai este stângaș. Și așa că noi am făcut strategia noastră, tactica noastră, ca să câștigăm această luptă. Pe Denis, surpriza l-așteaptă pe 27 februarie.